În cadrul ansamblului Patriarhiei Române, în partea de miază noapte a catedralei, se află reședința patriarhală și căminul arhieresc. Ridicată în prima sa formă odată cu mănăstirea lui Constantin Șerban Basarab, construcția a servit la început drept casă a stăreției. După anul 1668 a devenit reședința mitropoliților Ungrovlahiei. Reședința avea inițial formă dreptunghiulară și cuprindea un hol mare la intrare și trei încăperi de-a lungul fațadei principale. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, locuința Vlădicăi se compunea din patru încăperi, lângă care mai existau și alte clădiri de zid pentru nevoile gospodărești, în curtea a doua a mitropoliei. În timpul mitropolitului Nifon, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-a construit aripa de nord-est, existentă și astăzi. Această parte, după unele modificări făcute de Patriarhul Justinian Marina, între anii 1960-1962, a fost amenajată drept cămin arhieresc. În anul 1882, sub mitropolitul primat Calinic Miclescu, s-a amenajat o marchiză cu geam lâc la intrarea principală și s-a închis cu geamuri foișorul de lângă paraclis. Un balcon spre grădină și un etaj la clădirea chiliilor au fost adăugate în anul 1885. Următorul mitropolit, Iosif Gheorghian, a amenajat în anul 1904, din cele trei încăperi alăturate de la fațadă, prin suprimarea unor ziduri, o cameră mai mare cu ornamentații. Cele mai importante transformări ale ansamblului de clădiri de pe deal au avut însă loc în secolul al XX-lea. Edificiul a fost refăcut la inițiativa Patriarhului Miron Cristea între anii 1927 și 1931, după planurile arhitectului Gheorghe Simota. La vechea construcție au fost adăugate alte încăperi, iar corpurile inițiale au fost refăcute. Din vechea construcție s-a conservat, cu aspectul aproape neschimbat, doar pivnița cea mare, deasupra căreia s-a clădit trapeza, azi veșmântărie și paraclisul. Pe latura de vest s-a adăugat un nou și încăpător corp de clădiri. Această aripă a reședinței, cu parter, etaj și mansardă, cuprinde sala sinodală, birouri, coridoare și vestibuluri. De asemenea, aici sunt cabinetul patriarhului, biblioteca, camere pentru ierarhi, balcoane, foișoare și dependințe. Tot atunci s-a tras apă curentă și iluminat electric, iar pentru încălzire s-a instalat o centrală termică. S-au adus mobilier și jilțuri de lemn din stejar, lucrate în stil bizantin cu stema Patriarhiei, covoare de la Mănăstirea Țigănești și de la Constantinopol. Au fost așezate icoane, tablouri și diferite lucrări de artă, pentru împodobirea încăperilor și coridoarelor. Deasupra, pe boltă, s-a montat o cruce de fier, lucrată după desenul arhitectului Simota, iar la intrare, două lămpi din fier forjat. În ansamblul său, reședința a suferit de pe urma cutremurelor de pământ, a alunecărilor de teren, cât și a schimbărilor de umiditate. De aceea, atât aripa veche, cât și cea nouă ale clădirii suferă consolidări și îmbunătățiri care au loc periodic. Unirea principatelor a fost actul realizat la 24 ianuarie 1859 prin alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza de către adunarea electivă a țării românești. Acesta a fost ales domn și al Moldovei cu câteva zile înainte, la 17 ianuarie. Procesul a fost însă unul mai îndelungat și nu fără opreliști. Mitropoliții Nifon Rusailă al țării românești și Sofronie Miclescu al Moldovei au fost președinți ai divanurilor ad hoc, convocate încă din toamna anului 1857, la București și Iași. Din aceste organisme făceau parte și reprezentanții ai mănăstirilor și ai preoților de mir, care și-au exprimat dorința de unire a celor două țări. Lucrările adunărilor elective care l-au ales în final pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza au fost prezidate tot de cei doi mitropoliți. La realizarea acestui deziderat au contribuit însă mulți ierarhi și slujitori ai bisericii, prin cultivarea conștiinței naționale.
În Moldova, susținători ai unirii alături de mitropolitul Sofronie Miclescu au fost numeroși. Arhimandritul Neofit Scriban, pe atunci profesor la seminarul teologic de la Socola, a scris două lucrări importante în acest sens: Unirea și neunirea principatelor și Foloasele unirii principatelor române. Arhimandritul Melchisedec Ștefănescu, pe atunci rector al seminarului din Huș, a rostit în același context o înflăcărată predică în favoarea unirii, tipărită apoi cu titlul Jertfă pentru unirea principatelor. Și în Țara Românească, alături de mitropolitul Nifon, s-au manifestat ca mari doritori ai unirii și alți ierarhi. În primul rând este vorba de Sfântul Calinic, episcopul Râmnicului, dar s-au remarcat și episcopul Filotei al Buzăului și episcopul Clement al Arceșului. Alături de aceștia au militat pentru unirea românilor arhimandriții Atanasie Stoienescu de la Mănăstirea Sadova, Ieronim de la Mănăstirea Bistrița, precum și protopopii Iancu Sachelarie din București și Constantin, protonotariul episcopiei Râmnicului. În urma adunării elective de la începutul anului 1859, delegația care a dus la Iași vestea alegerii aceluiași domnitor, Alexandru Ioan Cuza, a fost condusă de episcopul Clement al Arceșului. La începutul lunii februarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a venit în București, fiind întâmpinat cu multă bucurie de cler și popor ca primul domnitor al Principatelor Unite. Publicația Biserica Ortodoxă Română este buletinul oficial al Patriarhiei Române. A apărut la 1 octombrie 1874 cu titlul Biserica Ortodoxă Română, jurnal periodic ecleziastic, la inițiativa mitropolitului primat Nifon. Primul comitet de redacție era format din arhiereul Ghenadie Țeposu, ierodiaconul Ghenadie Enăceanu și protosinghelul Silvestru Bălănescu. În anul 1878 și-a încetat temporar apariția din lipsă de fonduri. Va reapărea în octombrie 1880 seria a doua, de această dată la inițiativa mitropolitului primat Calinic Miclescu. Între ianuarie 1884, octombrie 1921, apărea cu subtitlul de revistă periodică ecleziastică, președinte fiind Ghenadie Enăceanu. În acest interval de timp, din cauza războiului, în anul 1916, își încetează temporar apariția. Seria a treia a revistei începe în octombrie 1921, la îndemnul mitropolitului primat Miron Cristea, cu subtitlul Revistă a Sfântului Sinod. Membrii redacției erau Vartolomeu Stănescu, director, Ioan Mihălcescu, redactor responsabil, Iulius Scriban, secretar de redacție. Din ianuarie 1934, revista apărea în 6 fascicole pe an. Între membrii redacției din această perioadă este cooptat și preotul Grigore Pișculescu, mai cunoscut ca Gala Galaction. Anul 1945 aduce alte schimbări. Redacția și administrația revistei trec în grija Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Publicația devine buletinul oficial al Sfântului Sinod în anul 1948, cu un nou comitet redacțional, președinte fiind Patriarhul Justinian. 5 ani mai târziu, în 1953, devine buletinul oficial al Patriarhiei Române, fiind editat în continuare de Institutul Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române. De-a lungul vremii, aici au fost publicate studii și articole de teologie dogmatică, morală și pastorală, vieți de sfinți, hotărâri sinodale, cronici ale evenimentelor și recenzii. În paginile revistei au scris în mod curent membrii ai Sfântului Sinod și profesori de la instituțiile de învățământ teologic. Din septembrie 2007, buletinul apare cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.